În acest video vom vedea câteva tehnici de optimizare SEO on-page pe care le putem implementa de astăzi pentru clasarea mai bună a unei pagini lăsate de căutare Google. Este foarte important ca noi să optimizăm on-page paginile noastre pe care vrem să le clasăm mai bine lăsate de căutare, deoarece prin această tehnică noi suntem în total control asupra elementelor de pe pagina noastră, cum ar fi conținut, imagini, link-uri, URL-uri și așa mai departe. Prima tehnică pe care vreau să o prezint este aceea de optimizare la URL-urilor. Ce înseamnă aceasta? În primul rând trebuie să avem URL-uri cât mai scurte. Vedem aici un tip de URL. Să fac mai micuț. Un tip de URL pe care îl avem, să zicem, optimizarea site-ului 2018 este un tip de URL pe care îl putem folosi. Două secunde să fac mai mare. Vedem cum arată URL-ul meu. Deci avem, URL-ul este scurt, din 4 cuvinte, este inclus cuvântul cheie în URL și așa fac pentru fiecare pagină pe care eu o optimizez. Deoarece Google pune accent și pe URL-urile de pe pagină. Deci prima tehnică optimizare la URL-uri. Tehnica numărul 2 este aceea de folosire a cuvintelor cheie semantice. Dar cum spuneam, trebuie să dezvoltăm conținut de calitate pe site-ul nostru și pe pagina noastră dacă vrem să le clasăm bine rezultatele de căutare Google. De aceea este foarte important să avem inclus cuvinte cheie semantice, care să vină în ajutorul cuvintelor cheie principale și pe lângă aceasta să vină în ajutorul conținutului nostru, să nu facem keyword stuffing. De aceea includ în conținutul meu câteva cuvinte cheie semantice care să fie relevante cu principalul meu cuvânt cheie. După aceea avem tehnica numărul 3, conținutul trebuie să fie de minim 1500 cuvinte. Brian Dean, celebrul expert SEO, a arătat că primele pagini din rezultatele de căutare au site-uri care au cuvinte, conținut de minim 1500 de cuvinte. De aceea noi trebuie să dezvoltăm conținut relevant, dens, care să explice și să ofere răspunsuri relevante către oameni, care, de aceea ei vin pe site-ul nostru, de tot conținutul nostru care îl avem pe site. Și oamenii vin pe site fiindcă avem conținut de calitate. Pe lângă aceasta trebuie să avem grijă să includem în tehnica numărul 5, să oferim răspunsul la întrebări prin conținutul nostru. Deci, când dezvoltăm conținutul nostru, nu trebuie să optimizăm pentru cuvinte cheie, ci pentru răspunsurile la anumite întrebări. Spre exemplu, cum fac SEO în 2018, cum utilizez pentru cuvinte cheie, cum utilizez pentru imagini, cum utilizez link-urile, cum utilizez URL-urile și așa mai departe. În acest sens, oamenii vedea că noi avem răspunsul la întrebări și astfel putem să sperăm că Google le va include și în Search Result, în Feature Snippet, în acel box cu răspunsuri. Tehnica următoare este optimizarea pentru click-through rate, pentru rata de click. Google a anunțat că va pune din ce mai mare accent pe rata de click pe care o primesc site-urile web atunci când ele sunt optimizate și se clasează în rezultatele de căutare Google. De aceea este important ca noi să optimizăm titlurile să fie relevante și să aibă un call to action care să îndemne oamenii să dea click sau să avem cuvinte cheie puternice, cum ar fi ușor, simplu, rapid, învață, cum să, ghici și așa mai departe. Pentru aceasta trebuie să avem minim pe site-ul nostru, mai jos pe pagină, 5 link-uri către, minim 5 link-uri externe către articole utile. De exemplu, cum am dezvoltat acest link, această bucată de conținut, aici pot adăuga câteva link-uri către alte articole relevante de pe alte site-uri sau de pe site-uri care le dețin sau către videouri. În acest fel, Google va vedea că avem conținut de calitate care este legat de alte conținuturi de calitate. Pe lângă aceasta trebuie să optimizăm viteza site-ului nostru. Viteza site-ului trebuie să fie rapidă, să se încarce destul de rapid. În acest sens trebuie să optimizăm imaginile, să fie cât mai mici, trebuie să optimizăm serverul, să optimizăm viteza de încărcare a serverului, trebuie să optimizăm tema și așa mai departe și să avem cât mai puțin cod JavaScript. Pe lângă aceasta, ultima tehnică de care trebuie să ținem cont este aceea de optimizare a imaginilor. Imaginile trebuie să fie cât mai relevante, să aibă cuvântul cheie inclus în imagini, să aibă cuvinte cheie semantice și pe lângă aceasta trebuie să avem imagini care să se încarce rapid. În acest fel noi putem să ne optimizăm site-ul rapid și să ne clasăm mai bine în rezultatele de căutare Google dacă folosim aceste tehnici de optimizare SEO on page.